Vicecampionul olimpic și european la scrimă, Florin Zalomir, a fost găsit împușcat în cap în această dimineață în casa lui din Otopeni. Alături era și o armă de foc pe care o deținea legal. Bărbatul era ofițer în cadrul jandarmeriei capitalei, iar la cea mai recentă evaluare psihologică fusese declarat apt. Potrivit apropiaților, și-ar fi luat viața pentru că trecea printr-un dureros proces de divorț. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Florin Zalomir avea 41 de ani și a fost găsit împușcat la ora 8:30 dimineața, când o femeie a sunat la 112 ca să anunțe decesul. Era ofițer în jandarmerie, dar și-a câștigat respectul întregii lumi după ce a devenit vicecampion olimpic, campion mondial și european la scrimă. În viața personală trecuse deja printr-un divorț și se recăsătorise, pentru că nici a doua relație nu a mers. Era din nou în proces de separare. Jandarmul a fost găsit fără viață în locuința sa din Otopeni de către o prietenă a soției. Potrivit polițiștilor, lângă acesta a fost găsită și o armă de foc. Șefii săi de la jandarmerie spun că acesta fusese declarat apt la cea mai recentă evaluare psihologică. Potrivit unor surse din rândul apropiaților, bărbatul suferea de depresie și refuzase să mai meargă la ședințele de consiliere psihologică pe care le urma la serviciu. Participa la acest program de consiliere după ce psihologul unității aflase că era afectat de divorț. Programul este destinat jandarmilor care se confruntă cu diverse probleme, personale sau de serviciu. Avea o primă căsătorie care s-a destrămat acum câțiva ani, din urma care a reieșit o fetiță, care are acum undeva în jur de 5 ani. Iar de curând se recăsătorise cu o doamnă și înțeleg că nu se înțelegea foarte bine și că deja începuseră divorțul, dar n-au stat căsătoriți decât câteva săptămâni. Un tip antrenat, pregătit, care a trecut prin momente de tensiune, medaliat cu argint la Jocurile Olimpice, campion mondial, campion european, adică un tip care a avut o experiență cu legiunea străină, după care s-a reîntors și era un tip dur din punct de vedere fizic, mental, adică nu avea voie să facă așa ceva. Bărbatul locuia singur în casa din Otopeni, unde a rămas după divorțul de prima soție. Foștii colegi spun că nu au mai vorbit cu el în ultimele zile. Nici cu vecinii nu vorbea prea des. Un băiat ok, un băiat mai înăltuț, așa mai aduc aminte de el, dar... Și ea? De ea nu aduc aminte, sincer. Dar n-ați auzit niciun foc de armă, nu s-a auzit pe acele timp? Nu s-a auzit foc de armă, în schimb am auzit sirenele. Dar... Îl vedeam deseori prin parcul de la 1 mai cu fetița lui și nu așa ni se părea un om cum se cade, niciodată n-a creat niciun fel de scandal. Florin Zalomir era considerat de apropiați un bărbat retras și introvertit. Lucra de 16 ani în Ministerul de Interne. Nu mai era sportiv de performanță din 2012, când a devenit antrenor la clubul Dinamo. Anul trecut se încadrase în jandarmerie și lucra în capitală. Cazul a fost preluat de polițiștii de la Serviciul de Investigații Criminale Ilfov. Ancheta va stabili și dacă bărbatul suferea de depresie și dacă a primit ajutor de specialitate. În paralel, și Jandarmeria Română face verificări. Rezultatele vor fi puse la dispoziția procurorilor.